mă, Dorina a căzut ca o divă în genunchi. Dimineața Blana, open de la 7 la 10. Și avem și o întrebare pentru voi. Că sigur, sigur ați pățit-o. Voi unde ați căzut, în ce? Dacă ați căzut într-o gropiță, dacă ați căzut din tramvai direct. Eu am căzut fix în genunchi. Eram frumoasă, nebună de mine. În eram fața soțului tău și no. Ca să te ierte că n-ai gătit ciorbă. Nu, am căzut. Ce-i drept, ai nimerit-o pe aia cu soțul, dar nu era soțul meu. Și nu era soțul cuiva? Și nu era soțul cuiva, că era deci, și cu ea. Ia o întorsătură neașteptată povestea. Deci ai căzut în fața unui soț aleatoriu. Care nu era al meu, da? Care o avea în genunchi. În genunchi. Dumnezeule. Care o avea lângă el pe minunata lui soție. Așa. Îmbrăcată și ea frumos, că ne, eram la nuntă. Ei, și pe lângă soțul, soția, mai erau vreo 400 de invitați ca să fie mișto. Așa, și mă, Dorina a căzut ca o divă în genunchi, prăvălit așa de pe scenă, că n-am văzut treapta. Și am căzut așa cu o rochie și cu microfoanele care s-au zis, ceva frumos. Te-au aplaudat? Normal. Și eu am început să râd, că ce era să fac. Mă dureau genunchii de nu mai puteam. Ai căzut, Tudor? Bună dimineața! A fost cam așa, am plecat de acasă și o luam prin curtea unui liceu. Așa. M-am dus, m-am întâlnit cu niște prieteni, am fost la băută, la nu știu ce, când m-am întors seara, s-o iau tot pe acolo. E, între timp a apărut o groapă de 2 metri, direct în ea m-am dus. Și am mai căzut în liceu, stăteam în căminul liceului și noi de băieții stăteau la etajul 2, fetele la etajul 1. Și mi-am legat cearceafă de calorifer să cobor la fete la etajul 1. E, am coborât de tot. Am coborât până la parter, că s-a desfăcut cearceafă și... Mamă, și ți-ai rupt ceva? Nu, culmea, nimic! Bună dimineața! Bună dimineața! Mergeam și eu pe stradă frumos și în fața mea o fată se împiedică și cade și eu vă dați seama. În loc să o ajut, m-a bufnit rusul, că na, asta e prima reacție pe care o avem. Da, uman! Da, e, nici n-apuc să mai fac 2-3 pași, că n-am observat că un canal nu are capacul și bineînțeles că am căzut eu un canal. Dumnezeu nu dă cu parul. Bărbos? Nu, da. Și? Oricum, e o situație mișto. Adică mișto. Nepoată mea făcea, Ali, hai să nu mai râdem așa de oameni, ce să-i ajutăm și noi să fim și noi creștini, cum a zis. Eu, bineînțeles că n-am apucat, m-am zis să mai fac doi pași, am căzut și a... Ali, dar ți-ai rupt ceva? Te-ai julit? Bineînțeles, m-am ales cu niște julituri, că în canalul respectiv nu era apă, dar erau niște lemne, niște chestii și câteva julituri am avut acolo. Te pupam, zi, Blană! Irina, bună dimineața! Nața, Irina! Bună dimineața, nața, nața! Eu ultima dată am căzut de bobotează din pat în genunchi. Din pat? La 40 de ani m-am gândit că am vrut să opresc ceasul care suna de vreme dimineața. Eram atât de somnoroasă și de obosită, încât m-am rostogolit cu totul din pat după ceas. Și rotula ce a zis? Rotula a suferit vreo două zile. Am avut o vânătaie serioasă. Mulțumim de telefon, Irina! Mulțumim, te pupam, ești pe tare! Te pupam, pa, pa! Ionuț, bună dimineața! Neața. Bună dimineața! Cum ai căzut? Imaginați-vă un copil de 5 ani la țară, la bunici, și ce face? Să urcă în copac și cade din copac, unde credeți că pică? Unde? În aracii de la roșii. Wow. Pic cu fundul. Wow. Deci vreau să vă zic că și acum am acest semn de bună purtare și am 30 de ani. E cu noi Cătălin Măruță. Noi am vorbit cu blănoșii noștri, am avut sute de mesaje scrise și vocale vis-a-vis de căzături. Unde, cum ai căzut? Și asta este întrebarea și pentru tine. Vreau să te gândești, te rog frumos, și să ne răspunzi dacă ți-amintești vreo căzătură epică din viața ta într-un moment total nepotrivit. Mi-am adus aminte și v-am și trimis câteva imagini că am avut timp pe pauza publicitară. Eram în emisiune, în direct, și mi-aduc aminte că a venit un tip de la Târgu Mureș cu un câine pe nume Boss, o rasă de asta destul de greu de găsit. Boss având câteva luni, vreo 6 luni, dacă nu mă înșel, și vreo 90 de kilograme. Și am vrut eu să fac așa pe zmeu un platou, l-am luat. Băi, băiatule, și când m-a trântit în direct, Boss, a fost chiar pe bune. Nu știu dacă pot să vadă și cei care ne urmăresc acum pe Facebook, pe Pro FM, căzătura, dar a fost una bună, memorabilă, o țin minte. A, deci ai căzut în direct. Dar uite, am filmulețul, dar nu știu exact la ce minuțel se întâmplă. Ia. Că vreau asta să... Cu...
Cu cățelul. Cu cățelul, cu boss de 90 de kilograme, câinele de 90 de kilograme. Se întâmplă repede, imediat să vezi cum fac eu pe zmeu, îl iau pe boss, vreau să-l prezint celor... Ai, la început? Da. Da, da, la început. Vreau să-l prezint celor de acasă și hop, căzătură cu el. Ia să vedem, să ascultăm ce se întâmplă. Ia. Boss! Wow! Salut, salut! Așa vin toată vedetele, șoferul, dresorul, omul care îi care trofeele, perfect. Iar el este oameni buni, cel trebuie mai frumos. Asta. Dai seama, nu? Aoleu, deci Blănoși, să căutați pe canalul lui Cătălin Măruță pe YouTube, scrieți acolo boss 90 de kilograme Cătălin Măruță. Mastif, da, tibetan. Așa. Exact, e o rasă foarte rară, iar acest câine este mega premiat și mi-aduc aminte că imediat după ce am luat căzătura aia în direct, proprietarul câinelui era așa foarte supărat. Știi, câinele ăsta într-adevăr a venit cu șofer, cu bodyguard, are 6 luni și 90 de kilograme și se mai face, știi? Da. Și mi-aduc aminte că pe pauza publicitară stăpânul a venit și mi-a zis, era foarte supărat și i-am zis, dar stați liniștit, e vina mea, l-am luat pur și simplu, am căzut asta, e, nu s-a întâmplat nimica. Și face, nu, câinele meu are atâtea medalii și atâtea diplome, nu poate să facă chestia asta în direct la televizor. Practic este sub demnitatea lui. Bă, eram așa, what? Deci panica era la cățel, nu că te-ai căzut tu, nu? Nu, panica era că, pe lângă faptul că n-am bățit nimic, băi, dar câinele ăsta este educat, el nu poate să facă genul ăsta de probleme. Am înțeles. Da. E, n-a fost atât de rău. N-a fost funny. A mai fost căzături, exact, păi da. Pro FM, Open Radio.